Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre vaci. Se spune despre vaci că sunt mamele surugate ale omenirii, probabil pentru că furnizează 90% din cantitatea de lapte consumată la nivel mondial. În lume, la ora actuală, există peste 920 de rase de vaci. Se spune că vaca a fost domesticită acum 5.000 de ani în India. Picturi murale din Paleolitic, cum ar fi cele de la Lascaux din Franța, întruchipează vaci, semn că civilizația umană s-a bazat pe acest animal din cele mai vechi timpuri. Vaca este venerată în religia hindusă, fiind considerată un simbol al vieții și prosperității și nu poate fi ucisă. Uciderea unei vaci înseamnă un păcat capital. În India, fiecare casă are cel puțin o vacă ce este privită ca un membru al familiei. Există în fiecare an o zi sfântă când este celebrată vaca. În acea zi, vacile sunt spălate, pictate și li se oferă ofrande sub formă de hrană în templele hinduse. Și în Egiptul antic, vaca era considerată un animal sacru. Ea era animalul icoană al zeiței Hathor, protectoarea femeilor și zeița bucuriei. Vacile sunt animale foarte curioase și investighează orice li se pare interesant. Sunt animale de turmă care apreciază compania altor vaci. Comunică mult între ele prin sunete, gesturi și poziții ale corpului. Într-un grup de vaci există antipatii și prietenii. O vacă nou venită în turmă este acceptată mai greu. Vacile sunt mame extraordinare și ar face orice să-și apere puiul. Nu se teme să atace prădătorii naturali sau chiar omul dacă se apropie de puiul lor. Vacile pot percepe mirosuri de la peste 6 km depărtare. Au o vedere panoramică de 360 de grade și sunt capabile să audă sunete de înaltă și joasă frecvență, mai bine decât omul. Vaca este un rumegător, ceea ce înseamnă că paște iarba, apoi petrece mult timp regurgitând-o și rumegând-o din nou. Vacile petrec 6 ore pe zi păscând și mai mult de 8 ore rumegând. Vacile nu pot mușca. Au incisivii doar pe maxilarul inferior, în timp ce pe cel superior se află doar o bandă de țesut fibros. Iarba este încolăcită de limba aspră, secționată de către incisiv și apoi mestecată. O vacă se ridică și se așează de aproximativ 14 ori pe zi. Bea foarte multă apă, uneori ajungând chiar și la 100 de litri pe zi. În mod normal, i-ar fi de ajuns doar 4 litri pentru o funcționare corectă. O vacă de 500 de kilograme produce într-un an câteva tone de bălegar. Ugerul vacii are 4 compartimente de stocat laptele. Într-o viață, o vacă produce peste 200.000 de pahare de lapte. Vacile nu pot coborî scări din cauza mobilității limitate a genunchilor. În schimb, le pot urca. Pe teren umed sau noroios, vacile pot alerga mai repede decât caii. Copitele despicate le permit să nu se adâncească în noroi. Se spune că vacile au ajuns în America cu ajutorul lui Cristofor Columb. Organismul unei vaci folosește anumite părți din mâncare pentru a crește și a se menține sănătoasă, iar altele pentru producerea laptelui. Vaca are nevoie de 2 zile pentru a procesa mâncarea și a o transforma în lapte. Rasa de vaci Holstein produce cel mai mult lapte dintre toate speciile de vaci. Aproape toate vacile au pete pe corp, însă nu există două vaci cu același model de pete. Vacile sunt crescute pentru carne, lapte și alte produse lactate, dar sunt folosite și la muncă, cum ar fi trasul căruței și al plugului. În toată lumea se estimează că ar fi 1,3 miliarde de vaci. Are corpul acoperit de păr scurt, culoarea variind după rasă. Coarnele sunt goale pe dinăuntru. Pe partea ventrală se găsește un uger cu 4 mameloane. Cel mai mare bou a fost cântărit în anul 1910 la peste 2 tone. O vacă tânără de 2-3 ani care nu a fătat încă se numește juncă. Vițelul înțărcat se numește mânzat. Puiul de până la un an se numește vițel sau vițea. Vacile nu dorm niciodată. Mândria țării noastre este vaca bălțată românească. Are în jur de 8-9 lactații cu o durată între 270 și 330 de zile. Sunt vaci folosite atât pentru lapte cât și pentru carne. Durata de viață a unei vaci este de aproximativ 25 de ani. Cea mai bătrână vacă din lume a fost Big Bertha, care a trăit 48 de ani și a dat naștere la 23 de viței. A murit în anul 1993. O vacă de 700 de kilograme are nevoie de 28 de kilograme de iarbă și fân pe zi. Cea mai mică vacă din lume măsoară 84 de centimetri, este de mărimea unei oi și este pasionată de muzică. Ea se numește Swallow și în 2010 a intrat în cartea recordurilor cu această titulatură. Swallow este o vacă din rasa Dexter, o rasă cunoscută pentru statura mică. Mini văcuța a fătat până acum 10 viței. Chili poate fi considerată cea mai mare vacă din lume. Are o înălțime de 2,5 metri și o greutate de peste o tonă. Perioada de gestație a unei vaci este de 9 luni.
Un vițel cântărește la naștere între 25 și 45 de kilograme. Singurul loc de pe corpul unei vaci în care există glande sudoripare prin care poate transpira este nasul acesteia. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!